vizită la Reșița, la unul dintre cele 20 de proiecte pilot societal, implementat de Fundația Activity pentru Resurse Umane și Dezvoltare Durabilă. Este vorba de proiectul Banca de Amintiri, un parteneriat Grundvig implementat de fundație împreună cu alte 8 asociații europene. Prima bancă a fost banca vizuală, în care am imortalizat prezentul și trecutul din punct de vedere al industriei, având în vedere că zona noastră, Banatul de Munte, a fost o zonă monoindustrială. De asemenea, a fost o bancă a oamenilor, pentru că portul nostru popular îl regăsim în special în Lada de Zestre a bătrânilor. A doua bancă este Banca Sunet. Vă dați seama, dacă ne gândim strict la România, numai la câte imnuri a avut țara noastră. Da? Încercăm să le adunăm pe toate la un loc. Muzica cultă, care la noi este foarte bine reprezentată. Avem în această bancă nu doar folclorul lui Nicoleta Voica sau Timur. De curând a avut loc la Reșița o nouă etapă a proiectului derulat de Fundația Activity, Banca Europeană de Amintiri. Sediul Direcției Județene de Cultură a fost gazda unei expoziții cu degustare intitulată Tradiții culinare în Banatul Montan. Următoarea bancă, care a avut un succes fantastic, este Banca Gustului, care doamnele și-au împărtășit rețete specifice. Am avut doamne din, la origine din Ardeal, din Moldova. Avem doamne etnii diferite care au adus în comun rețetele etnii respective. Urmează Banca Mirosului și în ultimul rând, așa cum spuneam, avem Banca Simțului Tactil, în care vom încerca măcar o ie să facem. Proiect, am încercat ca în cât mai mare măsură posibil să aducem alături de noi voluntari din toate etniile care la noi în județ sunt chiar foarte, foarte bine reprezentate. Și anume, reprezentanți a etniei sârbe, români, bineînțeles, a etniei maghiare, avem și reprezentanții etniei cehe, avem inclusiv o persoană de etnie romă, care ne ajută fiind un artist deosebit. La selecția grupului țintă, avem totuși niște criterii. A fost să-i placă să facă ceva, să fie interesat. Ați văzut că am persoane de etnie romă, care de asemenea sunt foarte interesate. Deci sunt niște criterii pe care încercăm să le respectăm. În ceea ce privește indicatorul de mediu, am încercat ca în evenimentele pe care le-am organizat în cadrul acestui proiect să folosim pe cât posibil materiale reciclabile. Am cumpărat în acest scop și un set de farfurii, 50 de bucăți pentru a avea pentru evenimentele organizate de noi. De asemenea, am încercat să facem colectarea selectivă a deșeurilor. Încercăm pe cât posibil ca la fundație să lucrăm la lumina zilei și de asemenea am și reparat toaleta unde era o scurgere de apă, tocmai pentru a economisi foarte mult din apa care se pierde în acest mod. Și în ultimul rând, la evenimentul desfășurat la rezervația uninologică Rudaria, am informat participanții cu privire la natura deosebită a acestui loc, cu rugămintea ca să nu arunce niciun fel de deșeu și să aibă foarte mare grijă să nu culeagă plante și să aibă grijă de mediul înconjurător. Pentru a realiza acest proiect am avut nevoie și de parteneriate. Este vorba de Liceul Mircea Eliade și Liceul Economic și Liceul Traian Vel, de asemenea Primăria Reșița, Agenția de Protecție a Mediului, care a fost foarte interesată în acest proiect, și în ultimul rând cu Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniu. Ca urmare a acestui proiect o să apară două tipuri de organizații, una formală și una informală. Cea informală va fi formată de doamnele care au participat și participă în continuare la Banca de Gust. Cea formală va fi cea care se referă la Banca Simțurilor. Doamnele au hotărât să facă un grup de lucruri de mână și au zis că până la urmă este o activitate care s-ar putea să ne aducă și oarece venit.
trebuie să fii foarte hotărât în ceea ce faci și să fii transparent. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.